Salutare, diecasters! Bun venit la un nou episod pe Jaculta. Eu sunt Marius, colecționez Hot Wheels din 2016. Iar dacă faci parte din această lume sau vrei să faci parte din această lume, poți să dai un subscribe ca să afli tot ce înseamnă lumea Hot Wheels. În vlogul de astăzi mergem să cumpărăm niște burghie pentru mecanică fină, pentru că al meu l-am rupt. O să cumpărăm o mandrină, o să cumpărăm niște grunt, pentru că nu mai am. Avem și Porsche, avem și Lambo. E bine, e bine. Tot în acest vlog dăm o tură și la Jumbo. O să vă arăt cum puteți face orice Hot Wheels din colecție Zamac și o să vă arăt de asemenea cum puteți lipi niște stickere pe Hot Wheels-urile voastre. Dar înainte de toate, să mergem să spălăm mașina. Este absolut dezgustătoare și merită mult mai mult de atât. Încă mai avem o fisă, așa că... Yep. Da, un pic haos, cam haos. Yep. Yep. Nice. Haideți să vedem cât am dat pe astea. Grund de culoare gri, freze sau cum îi zice, în fine, sunt din sârmă, burghie, mandrină, lame de cutter. Haideți să vedem cât a costat fiecare. Vopseaua 22, discul cu perie 36, set burghie 65, mandrină manuală 25 și cutter 10, 160. Cât despre Jumbo, n-am găsit absolut nimic, e full de fantasy, full. Oh, ne-am întors în laborator. Dacă am făcut treabă bună, să testăm mandrina, dacă se potrivește pe șurub aici. Și apoi o să vă arăt cum puteți să faceți zamac din orice Hot Wheels, da? Ce aveți nevoie. Și apoi o să încercăm să lipim și niște stickere pe Hot Wheels și la fel o să vă zic tot ce aveți nevoie. Am oarecum emoții la treaba asta cu mandrina pentru că a costat ceva bani și ar fi păcat să nu se potrivească, da? Și nu se potrivește. Asta este mandrina cu pensetă. Avem aici penseta care strânge burghiul și asta este mandrina manuală care strânge burghiul aici. Și din păcate, filetul ăsta este mult prea mare pentru ce am eu nevoie. Treaba șmecheră e că nu este tocmai cel mai mare fail. Motivul pentru care voiam mandrina asta reglabilă de la 0.3 și până la 3.2 era pentru că aveam burghiile astea care au baza foarte, foarte subțire. Uitați cât de subțiri sunt, ca un ac, da? Și eu aveam nevoie de o mandrină care să prindă până și acele astea. Treaba este că noile burghie pe care le-am cumpărat au baza foarte groasă, da? Așa că o să meargă să fie prinsă în mandrina cu pensetă pe care eu o aveam deja. Deci suntem bine, suntem bine. Am dat kicks cu una, dar am câștigat cu cealaltă, ceva de genul ăsta. Periile astea vă ajută mult atunci când aveți vopsea de îndepărtat de pe Hot Wheels. Le băgați frumos și șlefuiți până iese ceva de genul ăsta, ok? Avem, fără număr de data asta, 5 bucăți. O să le punem frumos în această cutiuță. Și acum să trecem la prima parte. Mai întâi și mai întâi de toate, alegem mașina, da? Mașina o să fie această Mazda Miata din 2016. Și o să o facem zamac. Găurim cele două nituri unde vor intra ulterior șuruburi. Burghiu de 2 și șuruburi de 2.
Recomand să dați întâi gaura mică în care va intra șurubul, după care cu un burghiu mai mare să rupeți nitul, da? Am terminat de găurit miezul nitului și acum cu un burghiu de 2-5 sau mai mare o să decopertăm capul nitului, da? Etapa asta, o pensulă și decapant. În funcție de calitatea decapantului, o să trebuiască să așteptați mai mult sau mai puțin. Ăsta e de așteptat cam 30 de minute. Cât timp își face de cap, decapantul, noi o să lipim niște stickere pe Combat Medic. O să alegem de aici niște stickere și o să le lipim aici. O să aveți nevoie de două soluții de bază. Ăsta este softener, adică înmoaie decalul, astfel încât să intre în toate deformările mașinii, da? Să zicem că are acest acoperiș striat așa. Chestia asta îl face să puteți să îl dați cu pensula și să intre și prin striațiile astea. Iar cu ăsta e fixerul, care din experiență vă spun că fixează super, super bine. Odată ce l-ați pus, o să fie super greu să-l dați jos. Clar. O să alegem aceste dungi. O să încerc să le tai cât mai precis, pentru că tot ce este în afara desenului o să se vadă așa în relief, destul de urâțel pe mașină. Așa că o să tai fix pe conturul desenului. Sper să fac o treabă bună. Și asta o să vină ceva de genul ăsta. Bun? Bun. O să încercăm să le lipim pe cele mari întâi. Cam așa. E suficient să le udați, nu știu, puțin de tot. O secundă. După care partea de sus trebuie să alunece perfect, da? Acum să uniformizăm frumos. Să scoatem ridurile. Cam așa e prima treabă. Și acum putem să dăm cu acest fixer. Boom, fixer, decal fixer. Aplicăm direct pe sticker, pe decal. Parte din mașină, da? Ceea ce ăsta e rezultatul pe care îl căutam. Cel de pe partea asta a ieșit mult, mult mai bine. A ieșit perfect la dungă, la linie, tot perfect. Față de acesta care are un mic gap, să zic așa, da?
Cam așa se prezintă stickerele după ce le-am aplicat. Am pus un sticker Fox, un sticker Shell, un sticker Hot Wheels. Și este mult mai bine față de ce a fost în episodul anterior. Deci încet, încet prindem experiență. În mod normal, acum ar trebui să dai un strat de lac peste caroserie și cam asta ar fi. Sunt super mulțumit de cum au ieșit stickerele de data asta. Din fericire am făcut rost de coli din nou, așa că o să printăm din nou stickere și o să pot să fac din nou duba mult visată, da? După cum vedeți, încă nu a început să se gonfleze, să se umfle vopseaua. Așa că produsul final o să-l vedeți în episodul următor. Ok, eu o să termin de împachetat și niște comenzi aici, Silvia S15 și niște mainline-uri. Săptămâna asta urmează să intre Haos pe Jaculta stock nou, la super prețuri, așa că nu uitați să aruncați un ochi, dar o să vă anunț eu pe Instagram. Și sper că v-a plăcut vlogul ăsta spontan. Ne vedem în următorul cu mai multe noutăți și chestii din lumea Hot Wheels. Pa!